Am început să fac griji cu înțelegerea lucrător. Nu te înjura. Numai să nu vină cât un elefant după ce a mâncat toată turta dulce din casă. Tu glumezi, dar mie nu mi-a de râs. Și ce, ai vrea să plângem? E, vă plac cismele mele? Aoleu, ne-ai întrebat de 10.000 de ori dacă ne plac cismele tale. E, și ce mi-ați răspuns? Ne plac cismele astea, dar ne-ai obosit cu ele. Auzi, ție nu ți-e greu să-l faci să râde pe rege? Uneori e, dar m-am obinuit. Noroc că-i de treabă. Alți regi și împărați îl fac pe bufon, unde-l stau picioarele, o să se ia și capul. Dar e bun să facă yoga? Nu, deșteptule, le taie capetele. Bă, nu vreau să aud așa ceva. Stai calm, la noi n-o să se întâmple niciodată una ca asta. Și eu zic la fel. Vedeți că mă duc să-mi dau cu vaselină cismele, să nu se strice. Și eu merg să mă uit în calea sorei mele. Eu mă duc să inventez niște glume ca să-l bine dispun pe rege. Vai, m-a rătăcit de frățiorul meu. Unde o fi? Hansel! 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 Nici nu știu unde mă aflu, parcă nici nu sunt în regatul poveștilor. Ce mult mi-aș dori să fie Hansel cu mine, ce mult mi-aș dori să fiu din nou acasă. Și mi-e dor și de mama, de mama mea bună, care mă aștepta la casa cu flori. La casa cu flori în privor, mamă, cu drag mă aștept. De am să vin din orizont, știu că tu poți să mă ierți. Vremea trecut parcă-n zbor, de glasul tău mi-este dor. Mama, tu ești în visul meu și vei rămâne mereu. Vreau să știi că mi-e dor și te aștept mereu alături de mine, de sufletul meu. Cer așa ca să pot într-un fel să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Copii așa cum ai cerut. Bine ați venit, dragilor. Bine te-am găsit. Cine ești tu? De ce mă întrebi? Nu vezi că e de la carnaval? Noi de unde putem să ne luăm costume? Eu aș vrea un costum de Spider-Man, dacă se poate. Da, eu unul de prințesă. Sigur că se poate. Veți avea fiecare ce costum dorește. Păcat că nu este Elena aici. I-ar fi plăcut și mie. Lasă pe sclifosita aia, că ar pune repede pe Facebook că e la carnaval. Cum, Spiri? Ți-a scăpat un copil? Adică a rămas vreun copil pe afară? Da, Elena. S-a sperat pe Adrian și a plecat. Să te duci imediat să o cauți. Tot eu prin frig, de ce stai tu numai la căldura? Să nu-ți aud gurița. Vrei pește la acvariu sau nu? Vreau. Bine, mă duc. Noi acum o să stăm puțin de vorbă. Deci să recapitulăm. Tu nu crezi în povești. Nu, sunt niște prostii. Cum să cred eu în zmei și în vrăjitoare? Tu? Nici eu nu cred. Nu există povești. Deci doi. Îmi mai trebuie unul ca să iasă unul pe cei din palat. Tu, micuțule, hai că băieții nu prea au cum să creadă în povești. Ba, eu cred. Poveștile sunt frumoase și fără ele nu am putea trăi. Măi, dar ce hotărât ești! Dar tu, drăguță? Și eu cred. Dar dacă te duc să-ți alegi rochie frumoasă de prințesă? Eu știu. Nu te lăsa păcălită, Gabriela. Trebuie să crezi în povești. Ia mai taș-o din gură, că o să aibă cea mai frumoasă rochie de carnaval. Atunci nu mai cred în povești. Gata. Noapte bună, dragă rece. Bună dimineața, regină. Mm.
Ne. Nu! M-am plictisit rău de tot! Bufonule, nu știi niște comedii mai noi? Acum le pregătesc, Maria! Of, și eu ce fac până le pregătești tu? Vreau să mă distrez! Mărite rege, am eu un dans special de pe fundul oceanului. Da? Ia să vedem, să vedem! Să intre toată curtea! Hai să ne arăți! Să intre curtea, să vedem dansul micii sirene! Haideți cu toții! Haideți! Haide, Jețica, vino încoace! Să vedem ce ne-a pregătit mica sirena! Așa! Să aplaudăm! Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Deja mă simt mult, mult mai bine. Dă să te pup. Așa. O să mai pun și o glumă. Da, la ureche. Bune. O să vă spun și o întâmplare veselă. Da. Păi, înseamnă că o să ne petrecem ziua într-un mod foarte, foarte plăcut. O să ne distrăm. După ce îmi spuneți voi ce aveți de spus, eu o să vă citesc din cartea asta de povești. Uite de ce zic, aș citesc de aici, din cartea de povești. Și o să știți că poveștile acestea sunt chiar viața noastră. Fără ele, noi chiar n-am exista. O să vă citesc, spre exemplu, da, nu știu ce se întâmplă.
că mă ia așa un somn. Oare ce-o fi? Să intru pe Facebook, să pun că m-am pierdut prietenii. He, mai bine-i caut, poate au nevoie de mine. Parcă am intrat în pământ. Mai bine intru în căldria asta de aici, poate sunt acolo. Hei, fetițo, vin aici. Îi cauți pe prietenii tăi? Da, ai văzut? Da, sunt pe aici. Dar tu cine ești? Sunt un spirituș, dar n-am voie să spun. Vrăjitoarea s-ar supăra și m-ar transforma într-un animal. Cum așa? Că nu o las eu. Nimeni nu-i transformă pe prietenii mei în nimic. Chiar? Vrei să fim prieteni? Vreau, dar am niciun prieten. Atunci s-a făcut, mă duc și la ceilalți prieteni? Băi, e cam complicat. Hai să-ți explic. Hei, ce se întâmplă? Unde este Maria sa? Și unde este ursitoarea Hermina? Și ce cauți tu pe tron? Am prea multe întrebări deodată. Să le luăm pe rând. Regele e pus bine la păstrare într-un acvariu. L-am transformat într-un pește. Sora mea Hermina e și ea bine, mersi. Cântă, de fapt, ciripește. Am transformat-o într-o pasăre. Iar eu sunt pe tron pentru că de acum sunt regina regatului poveștilor, s-a înțeles? Miau, păi cum așa? Noi nu ne convine. Dacă nu vă convine, vă transform pe toți în porcușori. Nu te rugăm. Atunci veți face ce spun eu, altfel e de rău. Am înțeles. Ia, faceți ca toate arătările să mă distrați pe mine cum făceați cu regele. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
acum. Asta înseamnă că nu o să mai am pește în acvariu? Nu, dar vei face o faptă bună. Acesta va fi un dar mai mare ca oricare altul. Bine, sper că nu i-a transformat pe copii în animăluțe. Și eu sper, hai să-i căutăm. Aici, a zis urât aia că o să ne facă de petricanie. Da, și mie mi-e frică. Nu ai de ce să-ți fie frică, doar suntem împreună. Sigur că da, împreună la bine și la rău. Haideți că m-a spus spiritușul ăsta simpatic ce să facem. Haideți după mine. Plictisitoare viața aici la palat. Bufonule, fă-mă să râd! Poate să te fac de râs. Ce ai spus? Nu ți-e rușine? Mică sirenă, am auzit că dansezi frumos. Ia fă-mi un dans. Îmi pare rău, dar nu mai am muzică. Scoica în care am avut muzica s-a spart. Măi să fie! Ursitoarelor, veniți să-mi preziceți viitorul. Până nu o transform la loc pe sora ta și pe rege, nu-ți spunem nimic. Ba da, lasă să știe. Viitorul tău nu e luminos deloc. Domnia ta se va sfârși peste câteva minute. Iar tu vei da socoteală pentru toate fără de legile. Câtă impertinență! Ar trebui să termin cu voi pe loc. Hei, dar nesuferitul acela de spiriduș unde e? Abia acum îmi dau seama că nu e aici. Ba da, în sfârșit, nu singur. Am venit să spunem cât de mult credem în povești. Cred în povești. Cred în povești. Cred în povești. Cred în povești. Credem în povești. Ura! Da. Ce greu mi-a fost. Ce rău era acolo în acvariu ăla, învăceam. Eram pește. Dar cel mai rău era că îmi cânta o păsărică la cap tot timpul. Eu eram aceea. Cu mine ce se va întâmpla? Ce să se întâmple? Ești prietenul nostru. Rămâi în regatul poveștilor. Perfect, perfect. Și o să dăm un mare bal, un mare bal. Ia să le spunem noi bun venit copiilor ce au salvat poveștile. Bun venit în regatul nostru, dragi copii. Ce bine că pot să ajung iar la piticii mei, iar prințul o să vină dintr-o clipă în alta. Iar eu o să găsesc pe Greta, mi-e tare dor de ea. Mă duc la bunicuța, cred că mă așteaptă, dar și lupul cred că mă așteaptă. Mie mi-e dor de mările mele, vreau să not spre ateză. Da? Eu mă simt bine aici. Ce bine! Eu aș vrea să dansez. M-am săturat de somn. Sper să vină prințul să dansăm împreună. Dacă nu, poți să-ți fie partener. Nu cred că ai observat ce cizme minunate am. Regatul poveștilor va dăinui în veci, iar noi toți îi vom bucura pe copiii de pe întregul pământ. Binele trebuie să învingă răul întotdeauna, iar frumosul să biruiască urâtul. Să nu uitați, prieteni, să râdeți mult și bine! Râsul e cel mai bun medicament la orice! Așa este. Aveți perfectă dreptate fiecare dintre voi. Atunci să facem așa. Să-i transformăm și pe copiii care ne-au salvat în personaje de poveste și să înceapă distracția! Lasă-mă puțin! Să fac o fotografie ca să o pun pe Facebook! Hai!